Aproximativ 1000 de fermieri din Republica Moldova și-au scos utilajele agricole pe drumurile naționale în semn de protest. Ei sunt nemulțumiți că autoritățile centrale nu le-au îndeplinit revendicările după ce seceta și criza economică i-au adus în pragul falimentului. Protestatarii amenință că dacă nu se va găsi o soluție, vor veni cu utilajele chiar la Chișinău. Protestul a fost organizat de Asociația Forța Fermierilor în 15 zone ale țării și au participat agricultori din 20 de raioane. Protestatarii cer autorităților amânarea plăților către creditori și acordarea unor facilități fiscale. Ei vor ca guvernul să ceară ajutor financiar extern pentru acordarea de compensații. Anterior, ministrul agriculturii Vladimir Bolea a anunțat un set de măsuri pentru soluționarea crizei din sectorul agricol. Printre aceste măsuri se numără reducerea ratei de recreditare în cadrul anumitor programe investiționale, modificări la programul de subvenționare și derogări de la codul fiscal.